Prieteni, videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apreciați videoclipul cu un like și să distribuiți prietenilor voștri. Vizionare plăcută! Liza și singură nu știa ce a întors-o pe ea la realitate. Probabil frigul îngrozitor simțindu-le de la care au început să-i se bată dinții unul de altul, când ea de-abia a început să-și revină. Sau poate liniștea ciudată și nefirească care persista, asemănătoare căreia Liza nu a mai auzit niciodată. De la această liniște își dorea să strige, să facă vreo mișcare, măcar cumva să o spargă. Liza cu greu a ridicat pleoapele care de parcă s-au umplute de cupru și nu doreau să o asculte. Chiar și acest efort minim a furat de la ea extrem de multe puteri. Ca prin ceață ea a reușit să vadă tavanul gălbui acoperit cu var și lămpile ce avea o lumină sumbră. Una din ele nervos pâlpâia și cu siguranță era gata să ardă. În combinație cu liniștea totală, toate astea arătau extrem de îngrozitor. Liza a întors capul sperând că va putea înțelege unde se află. Și strigătul a încremenit pe buzele ei. În partea dreaptă a ei era o masă asemănătoare cu cea pe care stătea ea. Cum a înțeles Liza? Pe masă se odihnea figura unui om, anume figura pentru că nici fața și nici oarecare alte părți nu puteau fi observate. O obișnuită siluetă omenească acoperită cu o plapumă. Tânăra a început să înțeleagă ce înseamnă toate astea. Mămico, înfiorată, a șoptit Liza simțind că acum dinții ei bat nu doar din cauza frigului. Iar apoi și-a luat în piept mai mult aer și a început să urle. Ajutor! Auzind urletul ei a venit bătrânul paznic. S-a oprit în fața ușii și a făcut cruce și doar după a intrat în sală. E vie? Sau mie mi se pare asta? Cu o îngrozire superstițioasă a întrebat el Liza disperată, a început să dea din cap, ochii ei s-au umplut de lacrimi. Luați-mă de aici mie mi-este frică. De la aceste cuvinte bătrânul cumva straniu a oftat și s-a apucat de inimă. Iar apoi a chemat medicul. Peste o oră tânăra deja era într-un salon bine iluminat și curat, iar în jurul ei alergau surorile medicale și medicii. Cum oare dumneavoastră ați ajuns în morgă? Iarăși și iarăși își repeta întrebarea medicul în vârstă fără a spera să audă răspunsul tinerei. Nu pot să-mi dau seama, în practica mea un asemenea caz e prima dată. Ei ce erau beți acolo dacă nu au putut diferenția un om viu de la unul mort? Dinții Lizei așa și continuau să bată. Una din surorile medicale i-a adus ei o plapumă adăugătoare. Ea se uita la pacientă în același timp și cu frică și cu admirație la fel ca la o minune. Ți-a fost frică acolo? A întrebat sora medicală lăsându-și vocea mai jos ca să nu fie auzită de medic. Foarte. A dat din cap Liza. Iar când m-am trezit și am strigat îmi era frică că nu mă va auzi nimeni și nu mă vei ori salva. Sau din contra mă va auzi cineva din vecinii mei. Sora medicală nervos a zâmbit. Nu vă faceți griji, acum totul este în trecut. Probabil chiar și la televizor vă vei ori arăta, e un caz atât de rar întâlnit. A, da, apropo, trebuie de anunțat rudelor dumneavoastră că sunteți în ordine. Ei probabil nebunesc neînțelegând unde ați dispărut. Ați putea să ne spuneți cum putem lua legătura cu ei? În acest moment Liza a simțit că toate privirile sunt țintite spre ea. Ea a deschis gura și iarăși a închis-o, a încercat să-și adune gândurile pentru a găsi măcar un firișor de ață ce o va lega pe ea de trecut. Dar nu a găsit. Eu nu-mi amintesc. Speriată a spus ea. Absolut nimic. În ochii surorii medicale a apărut îngrijorarea. Nimic? Atent a întrebat ea. Liza a clătinat din cap și a simțit că e aproape de a bufni iarăși în plâns. Medicul în vârstă cu părere de rău a mângâiat-o pe umăr. Oh, nu vă indispuneți, domnișoară. Dacă eu aș trece prin ceea ce ați trecut și dumneavoastră neapărat mi-aș uita și propriul nume. Și apoi dumneavoastră ați avut o rană serioasă la cap, probabil chiar și comoție cerebrală. Nu vă încordați acum prea mult, dimineața veți avea mai multe puteri decât seara. Vera, aduceți vă rog mult niște somnifere, pacienta noastră are nevoie de odihnă și liniște, iar să vorbim noi cu dumneavoastră vom reuși și după. Dar nici spre dimineață, nici peste câteva zile Liza nu și-a mai amintit nimic.
Unica amintire a ei era propriul prenume și tânăra îl rotea la sine în cap și așa și invers ghicind ce nume s-ar putea potrivi acestui prenume. Sora medicală a adus un pandantiv de argint și l-a întins tinerei. Acest obiect era pe dumneavoastră când ați fost internată, pe acolo unde v-ați trezit. Liza a luat pandantivul și atent l-a privit. Acesta era o bijuterie modestă ce nu atrăgea multă atenție. O picătură de argint pe care cu niște litere caligrafice era gravat prenumele ei. Tânăra cu atenție a închis lănțișorul la gât și amarnic a zâmbit. Cât de mult îmi pare rău că aici nu e indicat și numele meu de familie sau vreun număr de telefon, atunci totul avea să fie mult mai simplu. Sora medicală cu părere de rău a dat din cap, nici nu spuneți. Dumneavoastră în general aveți o istorie atât de înfiorătoare. Înfiorătoare? S-a mirat Liza. De ce? Dar dumneavoastră oare nu v-au povestit cum ați ajuns în spital? Dar eu m-am informat. Au spus că pe dumneavoastră întâmplător v-a găsit în pădure un om ce a venit să culeagă ciuperci, într-o adâncitură plină de vegetație pe unde un om obișnuit de obicei nici nu trece. Dacă nu ar fi acest om cu pasiunea lui față de ciuperci pe dumneavoastră, probabil nimeni nu avea să vă găsească. Și această rană de pe capul dumneavoastră, dumneavoastră ați fost atacată cu siguranță, vă spun. Fundătură, atac, aceste cuvinte nu îi spuneau ei absolut nimic. Mai bine spus, ele puteau caracteriza eroina unui roman, dar cu siguranță nu pe ea. Liza nu se considera a fi eroină, ea în general nu își putea imagina cine ar putea fi. Pe corpul ei nu erau nici tatuaje și niciun fel de cicatrice care ar putea o ajuta să se descurce. Tot ce avea tânăra era un pandantiv obișnuit cu un prenume doar 4 litere, un obiect ce nu o ajuta cu absolut nimic. Liza e tot ce a rămas de la trecutul ei uitat practic de tot. Timpul trecea, Liza treptat își revenea. Peste o săptămână în salon a intrat un bătrân, în primele momente tânăra nu l-a cunoscut, iar apoi larg a zâmbit. Bună ziua, de ce dumneavoastră nu ați intrat mai înainte? Eu atât de mult am vrut să vă văd. Bătrânul nehotărât a călcat pe prag, iar apoi a intrat în salon. Bună, scumpo, a rostit el, eu iată tot îmi făceam griji pentru tine, mă gândeam cum te simți aici, îmi era frică să te deranjez, credeam că nu e nevoie de mine aici. De dumneavoastră să nu fie nevoie. A dat tânăra din mâini. Păi dumneavoastră pentru mine sunteți cel mai apropiat om. Sunteți prima persoană pe care eu am văzut-o când m-am născut din nou. Bătrânul a zâmbit, se pare că lui a fost plăcut să audă asta. Cum dispoziția? Te hrănesc bine. Eu iată ți-am adus ție. El a pus pe masă o mână de bomboane în ambalaj colorat. Vă mulțumesc, totul este bine. Iar memoria cum? Tânăra a oftat. Cu memoria până când nu e prea bine, mai bine spus nu e deloc bine. Eu și acum nu mai amintesc absolut nimic în afară de nume. Dar medicii ce îți spun? Nimic concret, în mare parte că creierul e ceva dificil de înțeles și ei și singuri nu știu nimic cu exactitate. Cineva primește o traumă la fel ca la mine și peste câteva luni totul e în regulă. Cineva rămâne țintit la pat, iar la mine nu e nici una nici alta. Vizual par normală, dar nu cunosc nimic despre mine și nici nu este clar voi afla cândva sau nu. Ceva timp ei au tăcut, iar apoi bătrânul s-a interesat. Iar după externare, ce te gândești să faci? Unde vei ei merge? Nici eu nu știu, la drept vorbind asta mă interesează pe mine și mai mult decât memoria ce am pierdut-o, amintirile probabil cândva și se vor întoarce, dar să trăiesc trebuie acum. Bătrânul s-a gândit la ceva atușit și neîncrezut a propus. Dacă vrei poți trăi până când la mine, așa pur și simplu, ca o nepoată, de bani nu e nevoie. Casa mea e în suburbin sat, desigur nu e un castel, sunt doar 2 odăi, dar loc ne va ajunge. Iar eu aici în spital muncesc o zi peste 3, dar în mare parte sunt acolo. Prin grădină și gospodărie. Poate și ție în natură îți va fi mai ușor, aerul curat sucește mințile, pe oricine îl poate trata. Liza se uita la bătrân cu toți ochii și nici nu își putea crede fericirea. Nopți lungi lipsite de somn alegea diferite variante, se gândea unde poate merge și dacă este în lume măcar un loc unde vor fi bucuroși să o vadă. Iar aici e un adevărat succes, s-a găsit un om care parcă sincer se bucura de existența ei.
dar și tinerei bătrânul i-a provocat încredere de la prima întâlnire. Liza nu știa dacă are ea bunicul său propriu, dar ea visa că el să fie anume așa. Modest, cu barbă și să miroase a căldură. Eu sunt de acord. Zâmbind a răspuns ea. Doar că eu de tot am uitat, noi doar nu ne-am prezentat unul altuia, eu sunt Liza iar dumneavoastră. Poți să-mi spui Trofim? A zâmbit bătrânul. Toți așa mă numesc, eu deja m-am obișnuit. Așa și s-a primit că Liza a dobândit o nouă casă. Povestirile lui Trofim despre viața din sat erau atât de colorate și pline de detalii că tânăra ardea de nerăbdare să se pomenească acolo. Să vadă fânețele, câmpiile înverzite și cireada de vaci ce se întoarce spre seară. În ziua externației, Trofim s-a apropiat de spital cu o mașină veche de model sovietic și singur frumos, aranjat, pieptănat în costum. Ca un mire. Zâmbind au observat surorile medicale. Omul își sărbătorește a doua zi de naștere. Serios a atenționat bătrânul. Liza s-a așezat pe banchetă ca un copil căruia de fericire îi se clipea ochii. În sfârșit, eu atât de mult mă bucur că plec din spital. Eu așteptam cu nerăbdare acest moment. În curând și mai mult te vei ei bucura. I-a promis Trofim. Deodată cum vei ei ajunge la noi în Avdivka, acesta nu e un sat, dar iubire la prima vedere, cu siguranță îți spun. Liza și singură era gata să se îndrăgostească de acele locuri despre care bătrânul povestea cu atâta căldură. Ea cu nerăbdare se uita peste geam, fiind în așteptarea semnului cu denumirea mult așteptată. În jur erau păduri și dealuri și iată, în sfârșit, ei sunt în Avdivka. Tu ai avut dreptate, Trofim. A șoptit tânăra. Aici e minunat. Iar eu ce ți-am spus? A dat din ochi bătrânul. Aceste locuri minunate la 1-2 TV ori pune pe picioare, TV ori trata de la orice boală. Casa lui Trofim era destul de veche, dar încă trainică. Văzând cărdulețul făcut manual, Liza a oftat. E ca în muzeu. Această casă a fost construită încă de tatăl meu. A explicat bătrânul. Atunci oamenii erau altfel, se străduiau să facă totul frumos ce se va transmite din generație în generație. Liza, clătinând din cap, a intrat în casă. Bătrânul i-a oferit ei o odaie minunată cu o priveliște vrăjitoare. Spre livadă, spre grădinuța cu flori și soarele ce răsărea. Apoi i-a ajutat pe Trofim pe la treburile casnice, gătea diferite bucate. Liza și singură se mira de unde în capul ei apar rețetele unor salate complexe și dificile, când toate celelalte au dispărut. De ce ea știe cum să coase o gaură de pe cămașă, dar și-a uitat propriul nume? Aveau dreptate medicii când spuneau că creierul e un lucru dificil și misterios. Și cel puțin pe Liza asta o mira extrem de mult. Treptat tânăra s-a obișnuit nu cu viața de la sat și ei deja îi părea că nimic altceva în viața ei nici nu a fost. Ea mereu se trezea odată cu răsăritul soarelui printre flori și își petrecea timpul prin această frumusețe, trăia ca în rai. Devotatul câine a bătrânului repede s-a atașat de tânără și mergea mereu urmărind-o pe ea. Și Trofim pentru Liza a devenit cea mai apropiată persoană din lume. Devenind mai curajoasă, ea a început să-l numească bunic. Și bătrânul nu era contra, el tot se comporta față de ea cu o căldură deosebită și îi spunea nepoțico. Puțin mai târziu Liza a aflat care era problema, mai bine spus ei a povestit vecina, Zinaida Petru. Nu a avut noroc Trofim în viață. A spus ea trist clătinând din cap, e văduv deja de vreo 20 de ani. Soția lui avea probleme cardiace, medicii au interzis să nască, dar ea nu-i asculta, tot visa să aibă copii. A născut un fiu Pavel, iar după tot era bolnavă. Suferea. Peste câțiva a și decedat, iar Trofim de unul singur își creștea fiul. A doua oară nu s-a însurat, chiar de erau doritori. E un bărbat destul de atrăgător, el tot suferea, el după Maria sa. Fiul lui Pavel a crescut un băiat puternic. A făcut armata și bine s-a aranjat în oraș. În weekend venea în sat și își ajuta tatăl, iar apoi și singur s-a însurat. A găsit o fată bună, dacă nu mă greșesc, Alina se numea, sau Arina, deja nu mai pot aminti. Au adus pe lume ei o fetiță, Polina. Iar apoi toți trei au decedat într-un accident rutier. De parcă au pornit spre niște prieteni în afara orașului, iar acolo a ieșit un șofer beat pe contrasens.
Iată-și Trofima și rămas singur, nu are nici soție, nici rude. Bine măcar că tu ai apărut în viața lui. Liza ascultă această povestire și își înghițea lacrimile. Acum ea înțelegea de ce bătrânul era atât de fericit să audă de la ea adresarea bunicule. Probabil își amintea de nepoata sa, cât ea avea. 4-3 ani, iar aici e o fată mare, probabil Trofim se gândea că și Polina lui ar putea fi la fel. Poate el și pe ea, pe Liza a luat-o la sine din acest motiv. A hotărât să ajute măcar o fetiță străină dacă nu a fost în stare să-i protejeze pe ai săi. În următoarea dimineață, când Trofim s-a întors de la muncă, Liza l-a întâmpinat cu ochii plini de lacrimi și deodată s-a aruncat să-l îmbrățișeze. Tânăra nu i-a explicat nimic bătrânului pentru a nu părea a fi o bârfitoare. Și doar repeta: mulțumesc, mulțumesc mult! Trofim mult timp nu o putea liniști și o mângâia pe spate șoptind: ce mai este și asta? Ce s-a întâmplat? Recunoaște cine te-a supărat în lipsa mea. Nimeni nu m-a supărat. Clătina din cap Liza. Nimeni, mie pur și simplu mi-a fost dor cât ați lipsit. Păi eu am plecat doar pentru o zi, s-a mirat bătrânul. Oricum este prea mult, a răspuns Liza. Așa Trofim nu a mai aflat de ce tânăra plângea. Dar de atunci relația dintre ei a devenit și mai caldă. Liza în serios îl considera pe el de a fi ruda ei, iar bătrânul la rândul său o suna pe ea din spital pentru a afla cum ea se descurcă acasă. Treptat Liza a făcut cunoștință cu toți vecinii, a aflat cine și ce reprezintă. Cu Zinaida Petru chiar și s-a împrietenit și a scris pentru ea câteva rețete. Doar cu bărbatul din casa de peste drum ei nu i-a reușit să găsească limbă comună. Acesta vizual era tânăr de tot, cam vreo 30 de ani, nu mai mult, dar era cumva mereu trist. Sumbru mereu avea privirea încruntată. Lizei era frică și să se salute cu el, nevorbind de faptul de a se apropia mai mult. De fapt, bărbatul și singur nu ardea de dorință de a face cunoștință. În cel mai bun caz, el bolmogea ceva de genul "bună ziua" și se întorcea. Iar în cel mai rău caz, în general, nu îi atrăgea tinerei nicio atenție. De aceasta, când odată Trofim a rugat-o pe Liza să-i ducă vecinului încruntat prânzul, aceasta a reproșat: nu vreau, bunicule. El nici nu are nevoie de nimeni. Trăiește de parcă e ursus și, în general, el arată îngrozitor, are o privire ca unui criminal. Bătrânul doar a râs auzind aceste cuvinte. Ce tot spui, nepoato, asta de Ivan spui să seamănă cu un criminal. Acest băiat și o muscă nu va supăra chiar de el atât numeri. Tu fă cunoștință cu el de mai aproape și singură vei afla. De-ar vrea și el să facă cunoștință, a bolmuit Liza. Fie ei vei duce supa, doar explică-mi de ce noi trebuie să-l hrănim. El ne este prieten sau rudă. El pur și simplu e un om bun, a răspuns bătrânul. Ivan acum cam a răcit și nu lucrează, iar tu servește-le cum mai fac vecinii. Liza și-a luat inima în dinți și a turnat o mică cratiță de supă și a pornit spre vecin. Doar de dragul bunicului, își spunea ea. Dacă Trofim nu ar ruga-o pe Liza picior de a ei, nu ar pași în casa acestui tip sumbru. Tânăra atent a trecut strada și a intrat pe poarta de peste drum. Vecinul nu se vedea niciunde, atunci a urcat pe prag și s-a uitat peste ușă. Bună ziua! Este cineva pe aici? Răspuns pentru Liza era liniștea. Neprivind la multitudinea de voci a păsărilor, tânăra și-a amintit de situația din morgă când și-a revenit, iar în jur nu era nimeni din cei ce ar putea să vorbească cu ea. Alungând gândurile proaste, ea a scuturat capul și a intrat în casă. În antreu, chiar lângă prag, stăteau cizmele de lucru cu boturile crăpate. Înseamnă că stăpânul e acasă. Liza a intrat în odaie și l-a văzut și pe el însăși. Vecinul stătea la masă cu spatele spre ușă. S-a plecat deasupra unui instrument și ceva acolo strângea fără a atrage atenția la cele ce se întâmplă în jur. Bună ziua! A repetat tânăra. Iar eu v-am adus de mâncare. De la început vecinul nici nu și-a ridicat capul de la ocupația sa. Liza chiar și s-a gândit că bărbatul nu a auzit-o, iar apoi el greu a oftat și a bolmoit. Doamne, lasă-mă în sfârșit în pace, m-ai săturat deja. Liza s-a aprins până la rădăcinile părului și a rostit: vă mulțumesc pentru primirea caldă.
dumneavoastră sunteți un om foarte politicos, nu pot spune nimic. Deci nu vă voi deranja, voi lăsa prânzul jos pe podea, cratița singură o veți spăla și o veți întoarce. La revedere! Bărbatul s-a întors și cu mirare s-a uitat la ea. Se pare că el a mai vrut să spună ceva, dar Liza nu a mai stat să aștepte. S-a întors și a pornit spre casă. Acolo ea i s-a plâns lui Trofim. Prietenul tău, bunicule, e un bădăran obișnuit. Îmi pare rău că eu te-am ascultat și am mers să-l hrănesc. Picior de al meu nu va mai călca în acea casă. Cum Trofim nu a mai încercat să o întrebe pe ea ce s-a întâmplat, Liza nimic nu a mai adăugat. Ea și-amintea ce i-a spus ei bărbatul și ardea de nedumerire. Grosolan, bădăran fără de obraz, cine se mai comportă astfel cu femeile? Peste câteva ore vecinul a apărut pe pragul lor. Liza era la bucătărie și l-a văzut peste geam, dar a făcut față că nu a observat sosirea musafirul. Ea cu asemenea ardoare a tăiat castravetele rondele de parcă se pregătea să taie masa. Bărbatul nehotărât a intrat în casă și s-a oprit în pragul bucătăriei. Bună ziua, eu v-am adus cratița așa cum m-ați rugat. Puneți-o în chiuvetă. I-a poruncit lui tânăra. Dumneavoastră probabil nici nu ați spălat-o. De ce oare am spălat-o? Liza tăcea, ea spera că acest tip neplăcut va simți nedumerirea ei și va dispărea, dar acesta continua să stea alături de parcă aștepta ceva. Ce vă mai trebuie? A întrebat Liza când să tacă mai departe deja era imposibil. Doriți felul 2. Îmi cer iertare pentru incidentul de astăzi. Nu mai este nimic, cantina s-a închis. Păi eu am vrut să-mi cer iertare. A șoptit bărbatul. Liza cu mirare se uita la el ce mai noutăți. Reiese că vecinul încruntat poate nu doar să jignească, dar și să-și ceară iertare. Aceasta a devenit pentru tânără o noutate. Eu pe nedreptate v-am atacat. A atacat bărbatul. Iertați-mă. Dar pe nedrept, exact așa și a fost. Dumneavoastră nu ați fost bine dispus sau așa mereu întâmpinați oaspeții, iar apoi fugiți să le cereți iertare. Nu, nu este așa, înțelegeți-mă, pur și simplu eu v-am confundat cu altă persoană. Interesant, cu cine? A întrebat Liza. Bărbatul s-a încruntat. Este aici una, Marina se numește, s-a lipit de mine ca o lipitoare, niciun pas nu pot face fără de ea, peste tot mă prinde, în magazin, la consiliul sătesc, pur și simplu în stradă. Crede că dacă eu stau singur, atunci neapărat am nevoie de o concubină, dar și mai bine de o soție. Eu deja și politicos i-am explicat și cum se mai putea, dar ea nu înțelege. Iată eu astăzi și m-am gândit că iarăși ea a venit, nu v-am recunoscut vocea. Nație bună, înseamnă că dacă aceasta Marina avea să vă sature și mai mult dumneavoastră ați putea arunca în ea, să presupunem, cu cuțitul și să nimeriți în mine. Sunteți un om periculos, cum văd eu. În privința cuțitului deja e prea mult. Atenționat bărbatul. Dar în mare parte aveți dreptate. Iertați-mă, vă rog, mult mai mult, nu se va mai repeta una ca asta. Fie, vă iert. A dat din cap tânăra. Fiecare din noi are zile grele, nu-i așa? Așa și este. A căzut de acord bărbatul. Apropo, dar supa dumneavoastră a fost foarte gustoasă. De mult nu am mai mâncat una ca asta, e fix ca în restaurant. Ce veți mai spune? A râs Liza. Un borș din restaurant. Haideți deja să facem cunoștință cu adevărat ca niște oameni culți. Eu mă numesc Liza. Bărbatul i-a întins mâna. Ivan. Ei și-au strâns palmele. Liza a încrezut bărbatul. Nu vă fie frică, eu după dumneavoastră nu voi alerga. Va ajunge doar o fană. Nu vă faceți probleme. Ivan a zâmbit și a plecat, iar tânăra a continuat să gătească prânzul. După această discuție, dispoziția ei dintr-un motiv a devenit mai bună. Oare cum poți să te greșești într-un om? Liza credea că vecinul e un tip sumbru, un adevărat pustnic, dar s-a dovedit că el e destul de normal și e un interlocutor plăcut. A fost de ajuns doar să înceapă discuția pentru a afla asta. De atunci ei cu Ivan se salutau întâlnindu-se și tânăra mai mult nu se mai uita în pământ ca înainte, ci din contra îi zâmbea vecinului pentru a-i arăta că nu ține ură pe el. Devotatul, dă-te într-o parte cu ei, spun.
Liza se chinuia cu gardul încercând să pună la loc scândura ce s-a mișcat din loc, pentru că câinele să nu fugă de la ea în stradă. Devotatul a perceput asta ca o joacă și tot sărea spre ea încercând să lingă fața tinerei. Ce mai este și asta? Devotatul merge la loc. Câinele nu a reacționat auzind comanda și doar a început să sară și mai vesel. Ce se întâmplă aici la voi? S-a interesat Ivan urmărind cele întâmplate din curtea sa. Poate e nevoie de ajutor. Liza s-a îndreptat, a luat părul de pe față și a clătinat din cap. Nu, nu e nevoie, eu mă voi descurca la 1, 2 dacă cineva nu mă va împiedica să o fac. Câinele fericit a început să dea din coadă de parcă și a dat seama că se discută despre el. Ivan a lăsat deoparte grebla cu care muncea în grădină și s-a îndreptat spre tânără. Dați la mine! El a luat din mâna ei ciocanul și cuile, iar apoi s-a uitat la gard. De reparat aici tot, desigur că este posibil, nu e o mare problemă, dar are oare sens? După părerea, aici deja e timpul de pus un gard nou. Bunicul vrea să o facă, a confirmat Liza. Dar el până când nu are bani? Poate anul viitor. Ivan atent s-a uitat la ea. Iar tu înseamnă că ești nepoata lui Trofim. Da. Se poate spune și așa, una vitregă, dar în general e mult de explicat. Voi spune doar că Trofim m-a ajutat într-o situație extrem de grea, m-a lăsat să trăiesc la el și acum noi suntem ca un bunic cu nepoata. Aproape adevărați. Ivan nu a mai dat întrebări și a pus scândura la loc. Devotatul a încercat să lingă și fața bărbatului, dar acesta i-a comandat și el cu minte a plecat în cușca sa. Cu câtă măiestrie v-ați comportat cu câinele? S-a mirat Liza. Iar pe mine devotatul nu mă ascultă deloc. De aș putea așa și cu oamenii. A oftat Ivan întorcându-i tinerei instrumentele. Bine, toate cele bune, plec eu. Bărbatul șchiopătând s-a întors în curtea sa. Liza l-a petrecut cu o privire îngândurată, iar seara a început să-l întrebe pe Trofim. Bunicule, dar spune, cine este acest Ivan de fapt? Ce înseamnă cine este? Nu a înțeles bătrânul. E un om obișnuit ca și noi cu tine. Nu, eu am în vedere cu ce el se ocupă. De ce locuiește singur și mereu e atât de trist? Nu are nici soție, nici copii. O oarecare Marina vrea să-i sucească mințile, iar el se opune. E un adevărat ursus, dar totuși, dacă vorbește, e un om normal. Dar mai și schiopătează. Trofim a oftat și a lăsat lingura deoparte. E un băiat bun acest Ivan și le-a avut el pe toate și un apartament în oraș și mireasă, doar că a pierdut totul Ivan și nu mai crede acum pe nimeni. Are o cicatrice el pe inimă, înțelegi? Nu înțeleg. A clătinat din cap Liza. Bunicule, povestește-mi despre el mai detaliat. Nu se poate, așa căci nu îmi pot da seama cum să mă comport cu el, fie-ți voi povesti. A căzut de acord bătrânul. Ivan e nepotul vechiului meu prieten Timotei. El înainte tocmai în casa vecină trăia, iar Ivan venea la el în vacanță. Eu îl țin minte de când era copil de tot, alerga aici prin stradă împreună cu copilașii din localitate sperind căinile. Când a mai crescut, venea tot mai rar. Timotei îmi povestea că Ivan a mers la armată și a dus slujba cum se cuvine. Mireasa pe el îl aștepta cum a și promis. După armată, el avea de gând să se însoare cu ea, deja și cererea la starea civilă au depus-o. Dar aici s-a întâmplat o nenorocire. Mergea Ivan pe stradă și a văzut un incendiu dintr-o casă. Acolo plângea un copil ieșind peste geam. Iată Ivan și s-a grăbit să-l salveze. Pe copil din foc l-a scos, iar singur nu a reușit, a fost strivit de un lemn. Pompierii l-au salvat, s-a ales cu o mulțime de arsuri și șchiopătatul ăsta. Atunci mireasa și l-a părăsit, din armată l-a așteptat, dar această încercare nu a reușit să o reziste, prea multe s-au dovedit a fi pentru ea. Cum așa? A întrebat nedumerită Liza. Oare șchiopătatul e vreo povară? Ce dragoste avea, nici nu pot spune nimic. Trofim a zâmbit. Tu la mine ești suflet curat, nu vezi defecte în om, iar acea fată avea nevoie de un ideal. S-a uitat ea la șchiopul Ivan și a înțeles că este rușine ei cu el să se arate în lume. S-a măritat cu altul și, cel mai important, cu cine ai crede? Cu cel mai bun prieten al lui Ivan. Ei din banca școlii erau de nedespărțit. O trădare dublă, a șoptit Liza.
și mireasă l-a trădat și prietenul. Ce mai e și asta, bunicule? Trofim nu i-a răspuns nimic la asta, dar ce mai putea el spune, cum să-i explici trădarea oamenilor nepoatei dacă și pentru el cele întâmplate erau de neînțeles. Ei parimise și acum trăiesc împreună deja 3 copii, educă iar Ivan așa și se chinuie de unul singur. Mulți bani pentru tratament a fost nevoit să cheltuie. Apartamentul său din oraș l-a vândut, s-a mutat în sat, s-a aranjat. A organizat un colectiv de constructori, iată, cu băieții aici prin satele vecine și prin vilele din localitate construiesc case, se ocupă de reparație. E un om înstărit, nu pot spune nimic, iată fetele și i-a trag atenție. Doar că Ivan, după cele întâmplate, nu crede pe nimeni. De la fiecare om așteaptă vreo trădare. E și de așteptat. A rostit Liza. După una ca asta eu tot nu mai aveam să mai cred pe nimeni. Și totuși îmi este milă de el, bunicule. Nu poți doar toată viața să fii de unul singur. De atunci, de fiecare dată când Liza îl întâmpina în stradă pe Ivan, în inima ei se trezea sentimentul de consolidare. Ea se saluta cu el cu deosebită căldură și își frângea creierii cu ce ar putea bucura bărbatul. În timpul întâlnirii el zâmbea, dar când Liza îl privea de după perdea, vedea cum fața lui în continuare e sumbră. Nu era liniște în sufletul lui și tânăra nu putea înțelege cu ce să-l ajute. Dumneavoastră aveați o gaură pe mine, că... A observat ea odată, chiar dacă asta încălca orice regulă a bunelor maniere. Ivan cu puțină atenție și-a privit mâneca. Uite-te, iar eu atât de mult m-am scufundat în lucru că deloc nu observ. Probabil de mult umblu așa. Dați-mi eu o veoi coase. A propus Liza. Schimbați-vă în ceva, iar cămașă dați-mi o mie, iar seara eu o vă veoi aduce. Păi nu e comod cumva. Nu vă deranjați. S-a jenat bărbatul. Mie nu mi este greu. Așa că dezbrăcați-o și fără multe discuții. Of, eu am vrut să spună. Ea a rostit și a tăcut. Ivan a zâmbit. Am înțeles totul, acuși o veoi aduce. Păi atunci haideți și eu să vă ajut cu ceva, așa spus serviciu pentru serviciu. Poate aveți nevoie de spart niște lemne, de reparat ceva sau de ajutat cu ceva. Lemne? Liza disperată s-a uitat la casa sa. Parcă ne mai rămăsese ceva. Dar ele nu veor fi în plus. A răspuns bărbatul. Acuși voi lua toporul din șopron și veoi veni. În curând ajutorul reciproc a devenit pentru ei o obișnuință. Liza cosea hainele lui Ivan, gătea pentru el prânzul, iar bărbatul îi ajuta pe ei cu Trofim prin gospodărie. Tăia lemne, le-a instalat un nou gard, a acoperit din nou acoperișul ce curgea. Bătrânul urmărea cele întâmplate și doar zâmbea de după barbă. Iar tinerii nici nu-și dădeau seama că între ei se întâmplă ceva deosebit. Ochii Lizei i-a deschis Marina, chiar acea tipă insistentă ce mereu îl urmărea pe Ivan. I-a întâlnit-o pe Liza în magazinul local și fiind supărată a rostit. Ai venit aici să furi iubiții străini. Și de ce nu-ți plăcea să stai în oraș? Scorpio, ai venit și deodată ai pus ochiul pe Ivan al meu. Liza a petrecut-o pe ea cu o privire uimită, și-a achitat cumpărăturile și apoi a ieșit afară. Ea se întorcea acasă atât de îngândurată că nu deodată l-a auzit pe Ivan. Ce o striga pe ea în drum spre casă? Liza, bună, ce ți-ai luat în aceste pungi grele? Permite-mi să te ajut să le duci. Tânăra se uita la el și tăcea. Ivan atent a întrebat. Ceva nu e în regulă. Ce s-a mai întâmplat? Liza spune nu tăcea. Eu acum am întâlnit-o în magazin pe Marina. A rostit tânăra. Ea mi-a spus multe. Te-a jignit. Îngrijorat a întrebat Ivan. Nici nu știu cum să numesc asta, a strâns din umeri tânăra. A spus că eu am pus ochiul pe tine. Dar ce oare nu este așa? Probabil e așa. Lent a răspuns Liza. Ivan neașteptat de strâns a îmbrățișat-o. Știi, pare că și eu primul am pus ochiul pe tine și deja de mult. Liza a zâmbit și l-a îmbrățișat în semn de răspuns. Tinerii în curând au hotărât să se căsătorească. Fără lungi întrebări și cuvinte de prisos totul și așa era destul de clar. Trofim a ajutat-o pe Liza să-și perfecteze actele, i-a dat ei numele său de familie, Liza Iarmacova.
Așa tânăra a înțeles că bătrânul definitiv a primit-o pe ea în familia sa. Și iarăși mai nu a bufnit în plâns. În ultima perioadă ochii ei mereu era la un pas de a se umple de lacrimi. Probabil din cauza fericirii. Atât de multă fericire a dat peste ea. Nunta, acceptarea lui Trofim și chiar și devotatul și acesta o adora. Ziua nunții ei au sărbătorit-o modest, nici oaspeți nu au invitat. Au stat simplu cu Trofim, devotatul și vecină Zinaida Petru, aceasta tot se bucura pentru tineri. Liza s-a mutat la Ivan și părea că în viața ei practic nimic nu s-a schimbat. În continuare alături era Trofim și devotatul, era de ajuns doar să treacă strada și să-i îmbrățișeze. Aceleași păsări cântau după geamul ei, aceeași libertate, dar acum ea adormea și se trezea în brațele bărbatului iubit. Ivan s-a schimbat complet, în el nu mai rămânea nimic de la acel necunoscut sumbru pe care Liza l-a întâlnit la începutul vieții sale din sat. Bărbatul râdea, glumea și era gata să-și ducă iubita soție în brațe. Liza chiar a și încetat să se mai gândească la trecutul său. Ce importanță mai are ce a fost acolo dacă prezentul s-a dovedit a fi atât de minunat? Dar totuși trecutul singur a amintit despre sine, a dat buzna în viața ei de unde nici nu s-a așteptat. Era o dimineață obișnuită de duminică și Liza gătea micul dejun. La televizor erau știrile locale ceva despre antreprenori locali și businessul lor. Prezentatorul a anunțat că acuș Veor arăta interviul cu Maxim Saveli, proprietarul unui atelier în vogă. Liza s-a uitat la ecran. În numele ce l-a rostit prezentatorul ei a apărut ceva cunoscut și nu doar în nume. Liza deodată a înțeles că acest bărbat solid cu părul brunet este bine cunoscut pentru ea. Liza a scăpat tigaia din mâini și s-a apucat de inimă. Ce s-a întâmplat? Ivan a ieșit la bucătărie. Iubito, ce e cu tine? Te simți rău? Spune măcar ceva. Liza continua să se uite la ecran. Eu cunosc acest om. Ivan cu nedumerire s-a uitat la ecran și a citit inscripția. Maxim Svaeli. Cine e el? Stai un pic. Tu spui că îl cunoști înseamnă că tu ți-ai amintit ceva. Liza a dat din cap. Și cine e el? O interoga Ivan. Voi ați muncit împreună sau poate el e fratele tău? Nu Ivan. Cu o voce surdă a răspuns tânăra. Acesta este soțul meu. Amintirile se întorceau la ea lent, treptat și asta e bine pentru că de altfel Felia pur și simplu avea să nebunească. Eu aveam o bunică, Ecaterina. Le povestea ea lui Ivan și lui Trofim. Părinții au plecat din viață când eu aveam 7 ani și bunica m-a educat singură. Ea era foarte bună și a dedicat toată viața pentru mine. Se ocupa doar de mine și de business, mai mult în viața ei nu mai era nimic. Business. A încercat să glumească Ivan. Însemnă că soția mea e doamnă bogată, uite ce noroc am. Liza încet a zâmbit. De la bun început acesta era doar un mic atelier, bunica cosea minunat și aceasta a devenit afacerea vieții ei. Iar eu când am crescut am început să o ajut. Am făcut 2 facultăți primind studii superioare în domeniul croitoriei și economiei. Am luat toată afacerea asupra mea. Iar bunica a plecat din viață câțiva ani în urmă. Liza s-a blocat și ceva timp tăcea neavând putere să continue povestirea. Ne pare rău, Liza. Și mie. A lăsat capul în jos tânăra. Parcă s-a întâmplat destul de mult, dar acum îmi amintesc și mă doare ca prima dată. Trofim tot a îmbrățișat tânăra, i-a oftat. Dar eu m-am descurcat, am dezvoltat afacerea, am făcut atelierul nostru cel mai bun din oraș. Știți ce clienți noi am avut? Chiar și soția primarului odată a intrat. Iar apoi eu l-am întâlnit pe Maxim. Auzind aceste nume, Ivan și-a lăsat privirea în jos. El așa și nu a putut accepta gândul că soția lui avea alt soț. Reiese că el, Ivan, nu era nimeni pentru ea și toată nunta lor a fost un circ total. Bărbatul niciodată nu l-a întâlnit pe acest Maxim, dar preventiv a început să-l urască pe acesta ca pe omul ce încearcă să-i fure soția. El a fost partenerul nostru din afacere, a continuat Liza. Se ocupa cu stofele.
De la început noi aveam relații pur afaceriste. Eu nici nu îi atrăgea atenție, iar apoi Maxim a început să-mi facă curte, îmi dăruia flori și mă invita la cafea după serviciu. Nu e nevoie de detalii, a rugat Ivan. Îmi vine greu să ascult asta. Iar mie mi-este greu să mă amintesc. A căzut de acord Liza. Fie Veo îi spune doar una, la urma urmelor eu l-am crezut pe acest ticălos și am acceptat să devin soția lui. Ticălos. Cu neîncredere a întrebat Ivan. Atunci eu nu știam cu cine mi-am legat destinul. A oftat Liza. Doar după mi s-au deschis ochii, dar era deja prea târziu. Primul an sau poate chiar doi noi cu Maxim am trăit bine. Lucram, ne ocupam de atelier. De câteva ori chiar am fost și la mare, dar și acolo jumătate din timp îl petreceam având convorbiri. Se pare că asta a început să-i facă lui Maxim nervi. Mult timp eu nici nu bănuiam că el și-a găsit pe cineva. Trofim a clătinat din cap, iar Ivan a șoptit. Tu îl numești ticălos, dar după părerea mea este prea moale spus. Noi aveam un apartament mare, a continuat Liza, frumos și bine iluminat. Cu părere de rău din cauza muncii eu nu prea reușeam să fac ordine în el. Iată eu și l-am rugat pe Maxim să ne aleagă o menajeră, iată el a și ales trept că după niște criterii de ai săi și nici de cum profesionali. Irina era o femeie destul de atrăgătoare, un adevărat fotomodel. Eu chiar am căpătat un complex de inferioritate aflându-mă alături de ea. Și nu mai reușeam nimic, eu tot lucram și lucram, despre care îngrijire de sine mai poate merge vorba. Iată, din acest motiv se pare că Maxim a fost atras de alta. Tu ești cea mai frumoasă, a șoptit Ivan. Poți să ai încredere în ceea ce spun. Eu am încredere, a zâmbit Liza. Doar în tine și în Trofim și încă în devotatul, doar voi nu mă veți minți. Tânăra greu a oftat și și-a continuat povestirea. Odată eu am fost nevoită să plec în deplasare. Maxim s-a prefăcut că se simte rău și eu am plecat singură. Ceea că el minte a fost clar mai târziu, când eu m-am întors acasă. Am venit, iar soțul este în pat cu Irina. Nu știu cum eu am rezistat asta, cum nu m-am înfipt în părul ei. Probabil mie mi s-a părut că e o istorie prea murdară pentru a mă atinge de ea. Eu am spus că Veo îi depune la divorț, m-am întors și am plecat trântind ușa. Reiese că sunteți divorțați, cu o ascunsă speranță a întrebat Ivan. Reiese că e așa, a dat din cap Liza. Drept că documental noi nu am reușit să o facem, Maxim m-a chemat la o întâlnire. Eu nu-mi doream nici să-l văd, nici să discut cu el, dar el m-a rugat mult să vin. Iar mai departe se pare că el m-a lovit cu ceva peste cap și eu nu-mi mai amintesc absolut nimic. M-am trezit deja în morgă, așa noi și ne-am întâlnit cu Trofim. Bătrânul a dat din cap ștergându-și lacrimile ce au apărut în ochi. Ivan a rostit. Eu îl Veo-i omoră. Nu, nu trebuie. Îngrijorată a rostit Liza. Acum când eu mi-am amintit totul, eu mă pot adresa la poliție, dar de la început trebuie să aflu cum o mai duce fostul meu. Și iată ce Veo îi spune eu, probabil trebuie să merg în oraș și să mă întâlnesc cu prietena mea. Dacă cineva și știe ce se mai întâmplă acum, atunci acest om este Nastia, ea mereu era la curent cu toate noutățile. Ivan se uita la soția sa și nu o putea cunoaște, ea era atât de hotărâtă și fermă, o adevărată femeie de afaceri. Dar aici Liza a zâmbit și iarăși a devenit moale și binevoitoare. Desigur, noi vom merge împreună, a spus ea. Tu doar nu mă vei ei lăsa. Eu voi fi cu tine până la sfârșit. Ferm a răspuns Ivan și și-a îmbrățișat soția. Tinerii au pornit în oraș chiar în următoarea zi. Doar de ar fi Nastia acasă, repeta tânăra tot drumul rotindu-și degetele. Iar dacă ea s-a căsătorit, s-a mutat sau pur și simplu e în vacanță, ce vom face noi atunci? Nu îți face griji înainte de timp. O liniștea pe ea Ivan. Chiar dacă prietena ta nu e acolo, noi putem deodată să mergem la poliție, de ce să întindem timpul? Liza a clătinat din cap. Din fericire, fricele ei nu s-au adeverit. Nastia s-a dovedit a fi acasă și mai nu a căzut când, deschizând ușa, și-a văzut prietena. Liza! Speriată a rostit ea. Într-adevăr ești tu. Tu ești vie. Mai vie decât toți opt. A zâmbit Liza.
Dacă nu mă crezi, atunci hai să ne îmbrățișăm. Sincer vorbind, eu nu mai am răbdare să o fac. Noi atât de mult timp nu ne-am văzut. Nastia a îmbrățișat-o și atent s-a uitat la Ivan. Dar cine e cu tine? Soțul meu. A răspuns Liza. Vă rog, faceți cunoștință. Nastia, acesta este Ivan. Ivania e Nastia. Prietena neîncrezută a dat din cap și atent s-a interesat. Dar cum rămâne cu Maxim? Despre asta noi și-am venit să vorbim. Cu un ton serios a rostit Liza. Îmi vei povesti cum o mai duce fostul meu. Cum eu înțeleg, e viu și nevătămat și probabil chiar s-a însurat. Tu ai ghicit. A spus Nastia. El s-a însurat practic deodată după decesul tău. Cu această fătucă vulgară, Polina, se pare că... Apropo, ei acum iarăși au plecat în una din lunile de miere. A doua oară deja se pare că se încălzesc în țările tropice. Atelierul tău l-au lăsat baltă. Asta e și problema, că e atelierul meu. A rostit Liza. Îți mulțumesc, Nastia, noi cu tine neapărat ne vom mai vedea și vom vorbi, iar acum eu trebuie să mă ocup de aceste treburi, să descurc ceea ce a reușit să facă fostul meu soț. Unde plecăm acum? A întrebat Ivan când ei au ieșit din scara blocului. La tine acasă. Nu, acolo noi vom merge după. A clătinat din cap Liza. Acum noi trebuie să plecăm în altă parte. Tot în sat, dar nu în Avdivka, vom vizita cuibul nostru familiar cu bunica. Tot drumul Ivan încerca să afle de la ea care este problema, dar așa nimic și nu a reușit să afle. Liza era foarte îngrijorată. Iar dacă el a vândut casa noastră? Maxim, e așa, el poate, dacă el a primit averea mea drept moștenire, dar pe de altă parte trupul meu așa și nu a fost găsit, eu am dispărut fără de urmă, e corect. Înseamnă că totul ce e al meu continuă să mă aparțină. Desigur, iubito, a încredințat-o pe ea Ivan. Toată această istorie mie nu-mi place deloc și după părerea mea noi trebuie să mergem la poliție și să punem punct în ea. Neapărat vom merge. A căzut de acord Liza. Dar mai târziu, de la început, eu trebuie să verific ceva. Casa în care Liza și-a petrecut copilăria semăna mult cu cocioaba lui Trofim, geamurile la fel de frumos ornamentate, gardul vechi și puțin înclinat, tânăra a răsuflat adânc și a zâmbit. Acum i-a înțeles de ce atât de mult i-a plăcut la bătrân. Chiar de Liza nu își amintea nimic, dar cunoștința ei deodată a determinat locurile cunoscute și bătrânul cu ceva îi amintea de bunica răposată. Ei cu adevărat erau suflete înrudite, acum Liza era definitiv încrezută în asta. După hambarul cu lemne, a rostit Liza. Ajută-mă, te rog, trebuie puțin de mișcat buturugile. Ivan a făcut ce a poruncit ea și ușor a șuierat. Un safeu, vai de mine, la veoi cu bunica totul este destul de serios. I-am învățat să nu am încredere în nimeni. A bolmuit Liza. Și probabil avea dreptate, dacă să-mi amintesc cum totul s-a terminat. Safeul arată neatins, să vedem ce e înăuntru. I-a introdus codul rugându-se în sinea sa că memoria să nu o însele. Și codul s-a dovedit a fi corect. Lacătul a scrâșnit, ușița s-a deschis. E aici. A șoptit Liza. Actele sunt pe loc și banii tot. Acum Maxim, ai grijă aici și vom vedea cui aparține afacerea, apartamentul și tot acel lux cu care tu te-ai obișnuit. De aici ei au mers la poliție. Acel loc unde Ivan ar prefera să meargă de la bun început. Istoria Lizei a șocat chiar și pe cei mai experimentați polițiști. Mai târziu tânăra i s-a adresat soțului. Ivan, probabil eu voi avea nevoie de un avocat, tu mă vei ajuta. Soțul serios a clătinat din cap. Tu mă mai întrebi, desigur. Maxim în rezervă mai avea încă 5 zile de vacanță și Lizalia petrecut de parcă era pe ace. Niciodată nu am putut să mă mai gândesc că veoi aștepta întoarcerea lui. Îi spunea ea soțului. Se pare că eu nici pe Moș Crăciun în copilărie nu l-am așteptat cu atâtea emoții. Vreau să-l privesc în ochi și să aud ce îmi va spune. Tot același, tu ești vie. Cum m-au întrebat Trofim și Nastia. Sau va face față că e fericit și nu el a vrut să mă omoare. În curând noi vom afla totul, îi răspundea ei Ivan. Cum nu ar fi, el va primi ceea ce merită, nici să nu ai dubii.
Ambuscada a fost organizată chiar în apartamentul lui. Liza destul de rar primea aici oaspeți și singură se mira ce companie diversă s-a adunat aici acum. Poliția, avocatul, ea și Ivan. Nu ar fi rău să-l ia și pe devotatul ca să-l rețină pe nemernic dacă acesta va planifica să fugă. Din fericire nu a fost nevoie de nimic din astea. Maxim a reacționat la apariția soției cu o mulțime de emoții. E și bineînțeles, bărbatul era sigur în decesul ei, probabil chiar a și reușit să-i facă masa de pomenire, iar aici e o asemenea surpriză. Tu ai reușit să rămâi în viață. A bolmoit el scăpând valiza din mâini. Dar cum, oare eu nu teamă? El speriat a aruncat o privire spre cei prezenți și a tăcut. Avocatul a oftat. Mai are cineva nevoie de alte dovezi? Maxim a fost reținut. Irina, soția lui în instanță, a trecut în calitate de martor. Liza nu avea drept scop să se răzbune, ea doar cu scârbă și milă urmare acum își găsea scuze această fătucă machiată strident. Eu nu port nicio vină și nu am participat în asta, Maxim mult mai târziu mi-a povestit totul. Asta doar el e de vină. El e ucigașul pe el și să-l judecați. M-a amenințat pe mine ca să nu spun nimănui. Iar eu în general am circumstanțe de scutire, eu în curând trebuie să nasc. Ea a bufnit în plâns și Liza s-a încruntat. Dar totuși nu a insistat să fie și ea pedepsită, dar iată Maxim a primit din plin. Din sala judecății Liza ieșea învingătoare. Ție ți s-a făcut milă de ea. A întrebat Ivan când ei se îndreptau spre casă. De această fătucă. Pe mine mă miră bunătatea ta. Eu în trecut nu mi-am putut ierta prietenul care mi-a furat iubita. Poate ea și e de vină. Îngândurată a rostit Liza. Dar copilul? Eu am hotărât lasă ei să trăiască cum vor, poate Irina și se va schimba și această istorie va deveni pentru ea o lecție. Sau poate eu pur și simplu mă gândeam la copil și nu îmi doream pentru cel străin o asemenea soartă. Ivan șocat s-a uitat la ea. Ce ai spus tu? Tu te gândeai la copil. Liza a zâmbit. Surpriză! Eu am vrut să-ți spun despre asta după judecată și iată-ți spun. Ivan a oprit mașina pe marginea drumului și și-a îmbrățișat soția. Ei iarăși se întorceau în Avdivka la cei apropiați și dragi. Ei se întorceau acasă.